31 de cazuri de coronavirus în județul Dâmbovița, conform statisticii oficiale prezentate de grupul de comunicare strategică pentru data de 14 aprilie. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție județean Dâmbovița au fost prezenți în teren și au continuat să acționeze în sistem integrat alături de jandarmi, militari și polițiști locali. Au fost desfășurate misiuni specifice în scopul prevenirii și combaterii COVID-19, cât și pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Astfel, în ultimele 24 de ore, la nivelul județului Dâmbovița au fost constituite 150 de patrule ale IPJ Dâmbovița, dintre care 60 mixte cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița. Au fost angrenați peste 100 de polițiști locali și 50 de militari. Au fost efectuate 587 de verificări la persoane aflate în izolare sau în carantină la domiciliu. Au fost aplicate 132 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea restricțiilor de circulație, în valoare totală de aproape 300 de mii de lei. Conform situației transmise de Direcția de Sănătate Publică, Dâmbovița se află în izolare la domiciliu 146 de persoane asimptomatice, persoane sosite din zona galbenă, iar alte 168 de persoane sunt izolate la domiciliu în urma anchetelor epidemiologice efectuate de Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița. Se află în carantină un număr de 527 de dâmbovițeni. De la începutul pandemiei și până în prezent au ieșit din izolare la domiciliu peste 3400 de persoane, iar din carantină instituționalizată aproape 200 de persoane. Dintre persoanele confirmate pozitiv cu COVID-19 la nivelul județului Dâmbovița, 9 au fost declarate vindecate. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița continuă să execute misiuni pentru transportul persoanelor către locațiile stabilite pentru izolare sau carantină, transportul persoanelor suspectate sau confirmate a fi infectate cu COVID-19 la unități spitalicești, dar și pentru sprijinul DSP Dâmbovița în desfășurarea activităților specifice, desfășurând totodată și acțiuni de decontaminare a tehnicii și personalului care a participat la misiunile de transport.